Salut și eu, am găsit la un nou episod din seria noastră de Hexit. Mă plimbam și eu pe aici prin deșert și iată, am găsit un sat, mare sat. Hai să șterg puțin waypoint-urile astea, deoarece nu mai avem nevoie de ele. Cel puțin pe astea cu defurile n-avem nevoie de ele. Pe la cu chest-ul avem nevoie de ele, de el, de fapt, deoarece. Hai să vă arăt o schemă, dacă apăsăm N sau nu. De fapt, nu. Dăm waypoint și dăm pe new. Punem aici sat, spre exemplu, chiar dacă sună la periferia lui, îi dăm o culoare, nu contează neapărat, îi dăm culoarea asta și dacă dăm teleport aici, ne duce unde am lăsat noi chestul ăla. Dacă mai țineți voi minte din primul, al doilea episod și așa mai departe. Am lăsat aici chestul, multe alte nebunii și acum dacă apăsăm iarăși J și dăm pe waypoint și dăm pe sat, dăm teleport, ajungem înapoi la sat, ceea ce este super ok. Aici, de fapt, acolo a fost un templu, era ceva nisip de la mișcător și am spart puțin ca să scap din el, că am căzut din greșeală și da, despre asta vorbeam, am căzut din greșeală, culmea, nisip mișcător și aici și a ajuns cumva la TNT nisipul ăsta mișcător și l-a bubuit. Da, asta este. E un pic aiure aici că trebuie să fac un felul următor ca să scap. O să vă arăt imediat ce trebuie să fac eu. N-am o lopată și cred că mi-aș pune o lopățică totuși pe viitor în inventar, că e folositoare față de spartul cu pumnul. Dar deocamdată vreau să ajung pe blocul ăla ca să... Uitați, am ajuns pe blocul ăsta și eu acum, după ce ajung cu totul pe blocul ăsta, o să fac schema asta și gata. S-a terminat cu nisipul mișcător și chiar ar fi o idee super bună dacă am face de acum treaba asta, să îmi fac și o lopoțică de acum din diamant ca să fie totul bine pe viitor, să nu mai existe probleme de genul ăsta. De fapt, stai că facem o schemă și gata. Crafting table-ul, din păcate, nu mai putem să luăm, dar aruncăm sand-ul și luăm crafting table-ul. Sunt curios dacă pot să iau nisipul ăsta mișcător. Chiar sunt curios. Ești de bun? Chiar pot să-l iau. Uitați cum se scufundă acolo blocurile. Ok, revenind. Piramidă, nimic neinteresant. Avem un turn chiar aici lângă sat. Ce șmecher să deschid ușile. Bine, nu o să stăm noi aici. Avem cumva vreun pat. Da, avem un pat. Deși e alb, avem un pat, ce-i drept. Așa că o să când vreau să fac schimbul, iau pe ăsta roșu. Bun, și plecăm mai departe să explorăm satul, deoarece e prima oară când văd un sat genul. Băi, și îmi place satul ăsta de deșert și construcțiile. Ce faci, mă, guștere? Păi, vedeți pe gușterul ăsta, uite-l. Ce faci? Care-i schema ta? Interesant. Nu o să intrăm să-l facem, cel puțin nu acum, nu intrăm să facem dungeon-ul ăsta. Acum doar am intrat să spar puțin, că poate găsesc niște mâncare, ar fi... Bine, asta... Da, și așa, și... Na, nu mă interesează, sincer, am crezut că o să fie ceva mai interesant puțin. Un orbeg, na, nu cred că avem nevoie. Bă, de ață știu că avem nevoie pentru a face... Ho, pa, ia, uitați-l pe ăsta, are și mending și eficiență pe el și... Lux! Iron, nu știu ce, gold upgrade. Interesant, o să te iau pe tine atunci, dar... Da, te-am scos de acolo, așa că trebuie să te țin. Păi, o să te pun acolo și tu ce-mi dai? O armură de cal, am deja una așa și un saddle și tin. Bun, nu avem nevoie. Hai să pun totuși chestiile astea aici și pickaxe-ul aici, că de ce nu? Acum că avem un pickaxe cu mending, e altfel trebuie, uitați-vă. Bine, mending-ul ca mending-ul, dar pe mine mă interesa și mă interesează foarte mult eficiența aia. Mending-ul e super ok, că după cum știți, ca în Minecraft Vanilla, ok, a fost un mic frame drop, mending-ul repară itemele, ceea ce este super ok și ne convine extraordinar de tare. Băi, ce se întâmplă de atâta nisip mișcător? Super, super casa asta arată foarte bine. Vreau să-mi găsesc și o... Opa! Chiar vreau să zic că vreau să-mi găsesc o casă în care să stau, dar aparent, aici, din câte puteți observa voi, niște pâine, perfect. 8 și asta are 8 și cu 2. Da, e bine și cu aia. Hai să băgăm pâinea asta. Trebuie să o mâncăm și luăm și merele, că avem nevoie de ele. Tot pentru mâncare. Cu obsidianul, sincer, deocamdată nu știu ce ar trebui să fac în afară de toate rețelele astea de aici. Așa că o să las. Avem niște coal aici. Manetele astea nu știu dacă activează ceva sau nu activează. Am ceva blocuri la mine. Băi, am ceva de sandstone aparent la mine.
ca să vreau să ajung puțin până la furnace-uri. Ok, dacă țin shift-ul apăsat, aparent nu pot să, dacă dau din cursor, nu schimb item blocul din inventar din mânuța mea. Interesant. Bun, tu aici ce faci? Adică pur și simplu stai așa activ și arși ceva în momentul în care tu stai activ? Ia, să vedem. Nu, aparent cred că este doar un bug vizual și nimic mai mult din câte pot observa, că nu arde nimic, așa că na. Bun, trecem mai departe. Dar. Aș băga un somn acu. Ce-am făcut cu patul? Patul meu. Bă, am lăsat patul în chestul ăla. Cred că am lăsat patul în chestul ăla. Bun, asta să fie problema. Cred că mai găsim pat aici. Adică nu cred că în tot satul nu mai există un pat. Băi, și ce șmecher e făcut și amenajat pe aici. Și multă mâncare și nebunii și lemn și mult lemn și mai mult lemn și în partea asta și super tare. Asta e ca un fel de piață aici, după cum puteți observa. Două diamante, le furăm. Că da, suntem români, asta este. Tu poți să mori și unde mai găsesc eu un pat? Da, mă, că nu sunt full diamond acum, pe bune. Și găsim un bag ăsta. Super. Sunt curios cum, că vă cădă ei cu damage. Chiar sunt curios ce damage poate să dea. Ia să vedem pe un zombie cum. Mă rog, are damage cât asta, cât nebunea mea de sabie, dar totuși. Opa, da, degeaba e șmecheră treaba. Plus I, ce face? Keep playing, ok. Ăla a făcut boom. Dar cred că ar trebui să bag și o puțin somn totuși, că nu este prea frumos. Ce se întâmplă? Băi, foarte șmecheră coasa asta, ea, din altceva mai puternic, nu putem să facem. Care e... fulger afară, interesant. Păi arată așa... Nu, aparent asta e singura coasă pe care o putem face și este șmecheră, bine. Asta are atac puțin, puțin... 4,7, mai puțin, mai... ok. Sau poate dacă, că asta din câte pot observa, adică pot să fac și în Tinkers. Și poate are un atac mai mare, dar nu știu. Du-te mă de aici să ies, că n-am nevoie de tine. Mai dai și hunger, după ce că n-am eu de mâncare, mai bași cu hunger în mine. Las că dăm top pe sabie, că tot sabia rămâne bună pentru noi. Mă, să văd dacă am lăsat patul ăla acolo, că am nevoie de pat. Bine, n-am nevoie, pot să scap. Te arunc, nu mă interesează. După cum puteți vedea și voi, chiar am nevoie de pat, că sunt mulți gușteri pe aici. Chiar mulți gușteri. Băi, și acolo mai e un sat. Sunteți nebuni. Ia să... Ia uitați că plouă și cum sunt în... Da, cum sunt în deșert, că ne bâlbâim, ne plimbă limba în gură. Aș mai fac eu că mă bâlbâi, mai scoc cum spune de la. Nu vă panicați. Pot să dorm aici, perfect, pot să dorm aici. Deci, cum suntem în deșert, noi nu avem ploaie. Dar la granițe este ploaie. Cobblestone upgrader. Și ăsta e deja iron. Da. Hai să te iau și te bag aici, că altceva n-am ce să-ți fac. Te iau. Pur și simplu vreau să scap de chestiile pe care deocamdată nu le folosesc. Să le las pe undeva pe aici. Patul vreau să-l iau, că după cum tu vedea, îl folosim. Nu are rost să mergem până sus în turn. Cel puțin nu în episodul de astăzi. În episodul de astăzi vreau să văd ce se află pe aici prin sat și toate nebuniile astea. Să explorăm un sat. Sau pe ambele, dacă se poate. Și mai vedem ce mai găsim prin loot bag-urile astea. Iar o rună. Băi, nu știu ce fac cu runa asta exact. Așa că... Azi ține bag-ul la mine, nu l-azi ține, e... Chiar dacă găsim, ia să arunc și cu asta aia, că nu pare foarte interesantă. Băi, ești nebun! Protection, unbreaking și mending. Joacă pe asta. Joacă pe asta, arată că nu mai e nevoie acum nici de pantaloni, că se repară singuri. E... Băi, e mană cerească. Loot bag-ul ăsta e mană cerească, jur. N-ai cum. Mai avem nevoie de o sabie foarte șmecheroasă și... Asta e schema. Cum intru aici? Trebuie să existe o intrare. Asta e loot bag-ul pe care l-am aruncat eu, așa-i, da. Așa.
Ok, am ajuns și aici. Și aici ce se află? Ce se întâmplă, doctore? Și chesturi, nimic, nimic. Ah, ba da, chiar există un chest aici. Hopa, și arc și de toate și toate nebunile. Ok, vreau pur și simplu doar să arunc și eu toate chestiile de care nu am nevoie și să țin minte că aici este mini baza mea. O să vreau să luăm un stack de astea și pe astea le punem aici. Mâncarea. Nu prea stăm bine noi cu mâncarea, ce-i drept. Și ar trebui să facem rost de mâncare. Da, probabil că, nu știu, facem o fermă, nu știu, facem. Dacă scriu food, ar trebui să scriu food atunci. Ar trebui să mă uit să văd care mâncare, nu știu, e cea mai bună, cea mai bună în saturație, ca să o vedem, să vedem cum o facem de fapt. Și da, aparent tot morcovii, nu există ceva mai special. Aici am văzut eu niște pâine de aia mai șmecheroasă, dar aparent pâinea numai aici a fost, că nu pot să o fac din uit. Păi ce repede cobor, ați văzut ce viteză am avut când am coborât? Și bine că stă acolo în sus și ăștia nu o să ajungă, deci nu o să mă enerveze prea tare. Aici ce avem? Avem morcovi, cred, da. Iar avem morcovi. Aici au niște cartofi pe care îi putem lua și... Da, dacă ești luat cu totul, nu e replantează, că trebuie să fie un gușter care replantează, că deci n-ar fi. Bun, hai să vedem ce se mai află pe aici. Hopa, chiar aveam nevoie de mâncare și nu înțeleg de ce nu merge modul când țin shift apăsat, să shift-ul din partea asta, nu. Ca să trec cu el chestia aia cu mouse wheelie, cum v-am spus vouă, ce o am și pe breazlă. Ca să pot lua foarte repede itemele, nu înțeleg de ce nu mai merge modul, dar e ok. Băi, mai multă mâncare, super, deci... Hai că am prins schema cum facem rost de mâncare pe mod pe costa mai nou. Deci trebuie să mergem din sat în sat și să găsim câte o casă de asta, câte un han de ăsta. Zicem așa. Dacă am găsit un han din ăsta, e clar că avem de mâncare. Bun, sus acolo oare ce este? Văd că mai e un chest. Deci e bine de știut. Opa. Cam așa. Și mai multă mâncare. Băi, mie îmi convine. Runsul. 6, 6, 7. Și pești. Mie chiar îmi convine, sincer, vă zic. Normal că îți convine din moment ce... Bun, mai luăm un pat din moment ce ai de mâncare. Cărțile astea, sincer, o să le las aici că o să mai trec pe aici. Adică nu e ca și cum plec. Ok, chiar puteam urca pe undeva pe aici, eu nici n-am văzut. Da, aparent chiar puteam urca pe aici. Eu am zis, du-te raton, du-te dică. Și m-am dus pe acolo. Asta se întâmplă când ești raton. Aici o cărticică, care nici măcar nu-i semnată, nu are scris nimic în ea, presupun. Sau e scris ceva în ea? Nu, nu e scris nimic în ea, deci am intuit corect. Hai să mergem și eu puțin inventarul, că de asta avem foarte multă mâncare. Aici am fost. Ok, aici nu-i nimic, băi, cineva a fost înaintea mea și a furat. Și știu că pe acest mod, pe cel puțin așa era înainte, dar după cum știi s-au schimbat foarte multe și în continuare se schimbă, că descoperim că nu mai e nimic la fel, după ce știam eu și ce vă ziceam eu, descoper încet încet că totul e diferit. Deci, pe acest mod, pe când înainte erau corăbii pe mare, pe ocean, cu pirați, cu nebunii d-astea, adică chiar aveai ce să faci pe... Și era și un electric staff cu care puteai să zbori, dar aparent aici nu e. Ia, elitra e? Da, există elitra, aparent. Dar ca să... Opa! Opa, interesant. Ca să facem rost de elitra, cel mai probabil trebuie să omorâm dragonul ca să ajungem în end. Deci, da, ca să putem zbora. Înainte puteai să zbori cu un electric staff pe care, în momentul de față, electric... Nu avem niciun electric staff. Deci, na, e un pic aiurea. Hai să mergem și în celălalt oraș, dacă reușim, da, hai, normal că reușim. În primul și în primul rând aș vrea totuși să îmi las mâncarea undeva acasă și vreau să-mi pun un waypoint aici sus, să-mi dau teleport direct aici și bam, și asta a fost, ca să fie totul bine. Bun, pe tine te las acasă, pe tine te las acasă, o să iau la mine... Ce aș putea să iau la mine? Cartofi, mere și
astea trei lucruri, perfect. Și hai să punem aici un waypoint, după cum am spus, și punem waypoint-ul, nu știu, acasă. Save, ca atunci când îmi dau teleport la el ar trebui să meargă. Hopa, iar am apăsat capa și nu voiam chestia asta. Deci waypoint acasă, da, mă teleportează, perfect. Vreau să scap totuși de asta ca să pot face așa. Chiar dacă, na, cam iau damage și nu-i frumos. Nu știu ce chestiile astea aici, astea patru, dar, na, cine știe, poate descoperim pe viitor. Hai să mergem, că am văzut, după cum ați văzut și voi împreună cu mine, că mai este un sat acolo. Băgăm rapid o franzelă în noi și mergem în sat. Șmecherii! Uite ce copac șmecher. Ce copac era ăsta? Era un coco... Nu, un palm. Ok. Am crezut că e ceva cu nuș de cocos, spui mei. Dar apare nu. Ok, și unde era satul ăla? Că știu foarte bine. În partea aia era satul meu și undeva în partea asta mai era un sat, că l-am văzut eu din dungeon-ul ăsta. Ah, chiar acolo. Vreau să dau Optifine, dar asta era ton, că aici n-ai Optifine. Da. Nu înțeleg de ce... În mod pe cur mai nou, adică știu că înainte parcă, din câte mi-au eu aminte, era Optifine-ul direct instalat, dar acum, opa, dacă apăs Z, se deschide cumva inventarul. Nu știam treaba asta. Deci revenind, era cumva instalat Optifine-ul dinainte, dar acum mai nou, în mod pe cur, apare nu instalat și trebuie să stai tu să cauți să instalezi, să vezi versiunea, dacă e compatibilă cu toate modurile, na, e ciudat. Îți mai dă și crash, e puțin aiurea, da, e ok. Stai, n-am zis că undeva pe aici e satul. Nu l-am văzut eu. Ba da, aici e, numai că este foarte urât spawnat, după cum puteți vedea, și nu se prea înțelege foarte mare lucru din satul ăsta. Dar e bine de știut că aici e lemn. Și o să furăm lemnul pentru că suntem ratoni. Adică niciodată nu știi ce faci cu lemnul. Cine știe? Cine știe la ce ai nevoie de lemn și chiar nu ai? Bun, bețele o să le lăsăm. Mai putem lua ceva de aici? Mai putem lua mâncarea, după cum puteți vedea. Mai ok că dacă luăm mâncarea, mergem și o ducem acolo la noi acasă și aia e. Iar o armură de asta n-avem nevoie. O să iau obsidianul ăsta, că nu știi niciodată. Chiar putem merge în Nether, aproape putem merge în Nether, că avem 4 de astea, mai avem nevoie să găsim ceva lavă și mergem și în Nether. Da, cred că mergem pe episodul aviator în Nether cel mai bine, că în episodul de astăzi am explorat și noi niște sate, sătucuri pe aici și așa. Bun. Văd că ne cam lungim, dar nu-i problemă că oprim imediat episodul, doar să vedem ce găsim peste tot pe aici. Mai e vreun chest, mai... În partea aia am căutat în firărie, din câte mi-au aminte, adică am trecut lângă ea și n-am căutat în ea. Da, ok. E ok. Partea asta presupun că nu-i nimic. Știu că pe când m-am apucat să-mi iau de Minecraft erau zvonuri că mamă, se ascunde ceva în fântâna asta. Nu-i nimic. Nici pe modat apar nu-i nimic. Bine, poate pe alte tipuri de mod pe curi, poate există ceva acolo. Nu zic că nu, dar aici nu este nimic. Ok, mai avem hanul ăsta. Hanul drumeților aici și așa. Ok. Pe unde intrăm? Intrăm pe aici și ce găsim în... Ok, acolo era subsolul. Capă. Și aici e terasa. Și de-abia de aici găsim și noi de mâncare. Băi, și câtă mâncare! Sunteți nebuni! Vedeți câtă mâncare are moșul raton acum. Avem mâncare, o ducem bine, e perfect. Nu, dar mâncarea chiar era o problemă pentru noi, după cum ați putut vedea, că nu prea găseam de mâncare și chiar era super aiurea. Bun. Păi și îmi pare rău că episoadele astea sunt așa mai fără cut-uri, fără nebunii, dar după cum puteți vedea, nu prea am avut ce să tai. Adică totul a fost nou, totul a fost interesant. N-a fost de explorat, nu se iau uit-o ăla, deoarece din câte ați văzut nu putem face pâine cu el, așa că n-are niciun rost. Mai e ceva sus acolo, văd că mai e un chest la care n-am ajuns, din câte cred eu că n-am ajuns, adică hai să luăm niște lemn și să urcăm până la acel chest.
Da, ok, bun, urcăm așa. Am rupt lampa. A, ba da, am fost mult acest ăsta. Băi, raton, de ce nu ești atent? Ok, acum voi instrucțiunea de comentarii. Da, sigur, ai fost acolo, ai fost acolo. Am înțeles, bun, greșeala mea. Bun, și rifturile astea, nu știu dacă v-am spus în episodul trecut, am văzut un rift ăsta. Din câte știu eu, nu e recomandat să intru în el, deoarece l-am dat, o să-mi distrugă lumea. Dar dacă facem, nu știu, peste 100 de like-uri la acest episod, dacă vreți să intru în acest rift, lăsați și voi acolo să facem peste 100 de like-uri și o să intrăm în rift să vedem ce se află pe partea antă, deoarece am jucat mod pe cu dar niciodată n-am intrat într-un rift din ăsta. Bun, deci acestea fiind spuse, acesta a fost episodul, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim pe episoadele viitoare, unde, nu știu, o să intrăm în End, nu în End, în Nether, o să mergem și în End, bineînțeles, după Elytra și toate cele. Ok, multă baftă!